Biserica Ansamblului Brâncovenesc de la Mogoșoaia și-a sărbătorit ieri cel de-al doilea hram, Sfinții Martiri Brâncoveni. La Sfânta Liturghie de Hram au participat numeroși credincioși, printre care s-au aflat și mulți copii. La final, cei mici au recitat poezii și au cântat tropare în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Maicii Domnului. De asemenea, copiii au dăruit tuturor celor prezenți icoane pictate de ei la atelierul de creație al parohiei. Copiii au primit în dar o tabără la Bisoca. Biserica Ansamblului Brâncovenesc de la Mogoșoaia, ctitoria Sfântului Constantin Brâncoveanu, a fost finalizată la 20 septembrie 1688 și îl are ca ocrotitor principal pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Mitropolia Banatului organizează la Mănăstirea Timișenșag în perioada 15-20 august tabăra de tineret Tradiție și Noutate. Astăzi, beneficiarii taberei au vizitat municipiul Timișoara, Catedrala Mitropolitană și Muzeul de Artă Veche Bisericească, apoi au fost primiți de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la centrul eparhial. În paraclisul Mitropolitan Învierea Domnului, cei 29 de tineri reprezentanți ai eparhiilor din țară au intonat imnuri religioase și s-au rugat împreună cu profesorii însoțitori. La final, cu toții au participat la o agapă. Tabăra de tineret Tradiție și Noutate se desfășoară la nivelul fiecărui centru mitropolitan din țară al Patriarhiei Române și are ca obiective familiarizarea tinerilor cu specificul fiecărei zone, cunoașterea culturii și tradițiilor specifice spațiului ortodoxiei românești și oferirea unui cadru propice dezvoltării personale. Preafericitul Părinte Ioan, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, a început ieri prima vizită oficială în Biserica Ortodoxă a Poloniei. Delegația antiohiană a fost întâmpinată ieri dimineață pe aeroportul internațional din Varșovia de preafericitul părinte Sava, mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii, și de preasfințitul părinte Gerzi, episcop de Siemiacice. Delegația antiohiană a fost condusă apoi la Catedrala Sfânta Maria Magdalena din Varșovia, unde a fost oficiat un tedeum. Cu această ocazie, mitropolitul Sava a reamintit despre relațiile istorice dintre bisericile ortodoxe autocefale surori ale Poloniei și Siriei. De asemenea, preafericitul părinte Sava a evidențiat martiriul prin care trece poporul antiohian, apreciind credința puternică în Dumnezeu, manifestată și în perioadele dificile prin care trece Patriarhia Antiohiei. Pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, www.ftob.ro, a fost publicată metodologia privind admiterea la studiile universitare de masterat. Înscrierile se vor face în perioada 3-11 septembrie. Cele 7 programe pentru care pot aplica cei interesați sunt exegeză și ermineutică biblică, istorie și tradiție creștină, doctrină și cultură creștină, pastorație și viață liturgică, artă sacră în contemporaneitate, comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodox, teologia și misiunea socială a bisericii. Licențiații în teologie pastorală, fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor care vor să candideze pentru un post clerical în cadrul eparhiei, pot susține examenul de capacitate preoțească în luna septembrie. Înscrierile se fac la centrul eparhial până pe data de 30 august. Membrii Comitetului de Tineret al Parohiei Cornești, protopopiatul Târgoviște Sud, au oferit ieri alimente pentru căminul de bătrân de la Bocșan, județul Dâmbovița. Acțiunea social-filantropică a fost menită să sprijine nevoile curente ale căminului de bătrâni, dar și să fie un exemplu de urmat pentru ceilalți. La 700 de ani de la ridicarea Clujului la rang de oraș, Romfilatelia a lansat cel mai nou proiect de timbre intitulat Orașele României Cluj-Napoca. Timbrul cu valoare nominală 3,50 lei reproduce imaginea Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului. Un alt simbol al orașului, bastionul croitorilor, apare pe timbrul cu valoarea nominală de 4 lei. Imaginea Teatrului Național Lucian Blaga și a operei în române se regăsește pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 lei. Timbrul cu valoarea nominală de 15 lei ilustrează imaginea Universității Babeș-Bolyai. Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat în tiraj limitat de 245 de exemplare și echipat cu blocul de 4 timbre al emisiunii și setul de 2 plicuri prima zi. La
La Muzeul Memorial Constantin și Ion Stere din Comuna Bucov, secția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, a avut loc astăzi vernisajul expoziției temporare România 100 – Memoria Marelui Război, eveniment înscris în programul România 100. Expoziția a fost organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial și a adus în atenția publicului vizitator mărturii ale trecutului soldaților români. După 43 de luni de la implementare, acțiunile din cadrul proiectului Protecția Martorilor, factor esențial în combaterea marii criminalități, a ajuns la final. Conform Oficiului Național pentru Protecția Martorilor din cadrul Poliției Române, la eveniment au participat și experți din cadrul unităților de protecție a martorilor din Bulgaria și Austria. Pe parcursul desfășurării manifestărilor au fost organizate seminarii, exerciții practice, vizite de lucru și alte evenimente circumscrise proiectului. De asemenea, a fost organizată o conferință internațională cu participare reprezentanților din 7 state membre ale Uniunii Europene, precum și din Israel și din Turcia. Programul Școală după școală va fi implementat în 77 de unități de învățământ din capitală. În sectorul 1, programul va funcționa în 9 unități de învățământ, în sectorul 2, în 11 unități. În sectorul 3, programul va funcționa în 21 de unități, în sectorul 4, în 10 școli, sectorul 5, în 3 unități, iar în sectorul 6, în 23 de școli. Începând din toamna acestui an, Ministerul Educației Naționale și Cercetări Științifice are în vedere implementarea programului în unități de învățământ. Programul vizează asigurarea unei mese calde elevilor din școlile publice. Ministerul Educației va asigura manuale gratuite pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. Recent s-au finalizat negocierile cu editurile care dețin manuale școlare și s-a aprobat procedura de asigurare a manualelor gratuite. Ministerul Educației va cumpăra aproape 3.600.000 de manuale în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei. În cursul acestei săptămâni, editurile vor primi comenzile, iar contractele vor fi semnate săptămâna viitoare de fiecare inspectorat școlar județean. Traficul rutier va fi închis sâmbătă între orele 14 și 16 pe Transfăgărășan între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Aici va avea loc un raliu al mașinilor istorice la care vor participa 72 de echipaje din 8 țări. Turiștii care doresc să parcurgă traseul o pot face cu telecabina. Circulația mașinilor va fi întreruptă și vineri, între localitățile Călugăru și Gura Râului, între orele 16 și 18.